Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Pentru astăzi vă propunem două meciuri de cupe. O cupă în Italia, Cupa Italiei, și o cupă în Anglia, Cupa Ligii. Acolo un meci retur. Inter-Atalanta e meciul cu care deschidem în Cupa Italiei. Vin amândouă echipele după victorii în Serie A. Inter la limită în deplasare cu Cremoneze, cu ceva emoții. Atalanta pe, fără mari probleme, cu Sampdoria pe teren propriu. În cealaltă rundă, în precedenta rundă de cupă de data asta, Inter a trecut de Parma, în vreme ce Atalanta n-a avut probleme, a câștigat cu un meci spectaculos 5-2 cu Spezia. De altfel, Atalanta, deși are o cotă foarte mare aici, foarte bună pe victorie aici, la această partidă jucată la Milano, ce se joacă la Milano, ce-i drept. Atalanta în 2023 a avut prestații spectaculoase, au oferit meciuri spectaculoase și imediat o să le vedem. Foarte multe goluri s-au dat în meciurile Atalantei în acest an 2023, chiar dacă nu întotdeauna Atalanta și-a impus, să zicem, punctul de vedere. Ei bine, pe asta mergem și noi, mergem pe goluri, mergem pe ideea că ambele echipe se vor înscrie la rând pe tabela de marcaj, că vor marca ambele echipe, dar că se vor da mai multe goluri. Clasicul GG, ambele echipe marchează, l-am asezonat aici cu peste 2,5 goluri. GG și peste 2,5 goluri, așadar avem o cotă de 2 pe care noi vă propunem aici. Și vă propunem și un super pariu la acest meci, peste 2,5 goluri, așa cum am spus. Și mergem și în zona cornerelor, peste 10,5 cornere în meci, ambele echipe. Așadar, pe o cotă la acest super pariu de 4. Newcastle-Southampton, meci retur în Cupa Ligii Angliei, cu mare favorită Newcastle, mai ales după prestațiile din campionat, dar mai ales după ce s-a întâmplat în meciul tur. A câștigat cu 1-0, nu a luat gol. Și asta face ca lucrurile să fie cât se poate de simple sau relativ mai simple pentru Newcastle în perspectiva calificării în finala de pe Wembley. Newcastle are o apărare foarte bună, doar 2 goluri primite în acest an 2023 și alea într-un meci de cupă, din Cupa Angliei, din care a fost și eliminată. În rest, fără gol primit în meciurile jucate în acest an. În tur, așa cum spuneam, a fost 1-0 pentru Newcastle. Golul lui Joe Ellington deschide larg ușa celor de la Newcastle pentru finala de pe Wembley. Mergem pe mâna lor, mergem pe ideea că vor câștiga meciul ăsta fără să primească gol. Așadar, victorie Newcastle fără să primească gol. Cota este de 2-20. Iar super pariul pe care l-am descoperit noi aici, peste 6,5 cornere pentru Newcastle, peste 3,5 cornere pentru Southampton. Mergem pe ideea că va încerca Southampton să întoarcă soarta acestei semifinale. Cota pentru acest super pariu, 3,3.